Prieteni, bine v-am găsit. După 100 de zile n-a mai numărat nimeni câte mai sunt de la începutul războiului. Dar asta nu înseamnă nici că ne-am obișnuit, dar înseamnă că am încercat să revenim la cărțile noastre, la filmele noastre, la obiceiurile normale, deși această poveste de lângă granița României e una care împovărează. Dar poate că am învățat să respirăm cu nenorocirea lângă noi. Mă emoționează întotdeauna când vorbesc despre asta și probabil până la finalul vieții tot emoționată voi fi, pentru că e cea mai mare nedreptate care mi s-a putut întâmpla de la comunism încoace. Omenirii, în general, spun. Draga mea, Violeta Cincu, este invitata mea de astăzi, jurnalist. Am lucrat cândva în același studio de televiziune al studioului Iași al televiziunii române. Bine ai venit! Bun găsit! Mă bucur să fiu împreună cu voi aici, o echipă minunată, și felicitări, pentru că, iată, vorbim despre cultură într-o lume în care, așa cum a arătat sondajul Reuters, tinerii nu înțeleg știrile. Da. Într-o lume în care oamenii se îndepărtează de presa tradițională, mergând într-o bulă a rețelelor sociale care nu tot timpul oferă lucrurile potrivite, pentru că educația înseamnă mult mai mult și e un dar mai prețios decât un entertainment facil. Deci și televiziunea, bine v-am regăsit. Draga mea, și televiziunea și radioul, ești jurnalist de radio, scrii foarte mult, publici în diverse moduri. Înseamnă că e în luptă acum cu acest entertainment din rețelele sociale și e la concurență cu Insta, cu Facebook, cu TikTok. Mai dăm pe TikTok, iată. Și nu putem face emisiunea asta și n-am putea vorbi cu, nu știu, Mariana Codruț sau Bogdan Crețu, sau n-am putea vorbi despre Steinhardt în reperele sau în tiparul TikTok-ului. Încă n-am descoperit formula, să știi. Cred că dacă încercăm, putem face și asta, Oana, cu certitudine. Eu oricum ce-am spus desfășurătorul în mare. Putem duce cultura oriunde. Pe de altă parte, vorbeam zilele trecute amândouă, pentru că ne întâlnim prieteni foarte des și așa mi-a și venit ideea să ne întâlnim și în emisiune. Ne întâlnim foarte des la lansările de carte, la premierele de film, e prezentă și știți ce e interesant? Nu e doar în interes de serviciu, nu doar ca jurnalist vine la o lansare de carte. Vine de multe ori să vorbească, să prezinte și vine pentru că Cincu vine de la cititor, știi? Cu ci. No. Cu Cincu, da, Violeta Cincu cu ci de la cititoare. Pentru că ești o iubitoare de literatură română, în primul rând, ești la curent cu tot ce apare, cu tot ce se publică și asta mă încântă și avem întotdeauna ceva a ne spune. Da, pentru că întotdeauna în cărți găsești oamenii pe care nu i-ai întâlnit, oamenii pe care îi vei întâlni, treci prin diferite situații și mai e ceva. Spre deosebire de filme, îți poți lăsa imaginația să zburde, îți poți contura personajele așa cum vrei. Ultima lansare la care ai vorbit a fost aceasta cu doi protagoniști importanți, Mariana Codruț, o poetă pe care o îndrăgim excepțional, un caracter și o demnitate de femeie uimitoare, și Bogdan Crețu, critic literar, profesor la Universitatea Ieșeană. Am fost împreună, vrei să vezi ce am înțeles eu din... Da, okay. Cu vedem împreună. Nerăbdare. Poezia este autodistrugere. Cei cu minți nu pot scrie poezie. Aceasta e convingerea Marianei Codruț, poetă de mare forță și mare caracter. O combinație rarisimă. Dar despre poezie ca urgență a existenței vorbea și Nichita Stănescu, așa cum aflăm din romanul memorialistic Nichita, poetul ca și soldatul, de Bogdan Crețu. Cel care a îngrijit de curând și prima antologie de autor a Marianei Codruț, Zonă complice. Așa cum a fost și dialogul dintre cei doi, complice și complementar. O complicitate intelectuală între public și doi autori. Semn că lumea are nevoie de literatură în orice vremuri și dincolo de orice spaime. Abia ajunsese în focușoaile satului de pe malul Prutului, când un glonț întâmplător, de-al rușilor, de-al românilor, de-al nemților,
i-a găurit capul. Mariana Codruț este una dintre cele mai puternice voci ale generației 80. Delicată și demnă făptură, ca un fir de iarbă de oțel. Acum a lansat prima sa antologie de poezie, Polirom și Cartier, fusion între două edituri importante din România și Republica Moldova. Au susținut demersul lui Bogdan Crețu, care știe că antologiile se fac cu grijă, fiind la fel de importante ca debuturile. Iar Bogdan Crețu a lucrat cu finețe, cu înțelegere, cu admirație și empatie față de poezia Marianei Codruț. Prietenia literară dintre cei doi autori a fermecat audiența. Un dialog între doi oameni care se citesc, care se prețuiesc, care se știu de mult, care reacționează unul la mintea celuilalt și chiar mă bucur că n-am fost singur aici. Asta e una din temele importante ale poeziei tale. La ce bun să mai scriu, etc. Acum chiar sunt într-o perioadă, de vreo 3 săptămâni am o perioadă în care nu m-am putut aduna deloc, nici pentru scris, nici pentru citit. Mariana Codruț, un mare talent și un mare caracter, și-a convins cititorii și criticii de multă vreme că are un loc privilegiat în literatura română. După o lungă perioadă în care nu a putut să scrie, acum poeta se regăsește într-un plin proces de creație. Poezia vine din mine, sigur, și din singurătate, și din experiențele trăite, și din ce văd și mă doare, și din ce văd și mă bucură. E rodul unei munci și al unei filtrări. Poetul ca și soldatul nu are viață personală. Celebrul vers al lui Nichita Stănescu se potrivește cu biografiile tuturor creatorilor adevărați de fapt. Bogdan Crețu a simțit potențialul personajului Nichita, personaj creat de însuși poetul cu bună știință autolitică, încă din timpul vieții. Biografia și opera, una și aceeași ardere. Nichita a trăit în vitrină, a trăit transparent. Viața lui a fost la cheremul oricui, a intrat oricine în casa lui, dar e un personaj. Așa se face că romanul memorialistic despre Nichita Stănescu în seria Biografii romanțate de la Polirom vorbește despre familia poetului refugiată în România din URSS și asta are un mare eco în prezentul nostru tulburat de război. Am lucrat înainte de război, cartea a apărut după și mă rog, e o întâmplare că avea subtitlul ăsta Poetul ca și soldatul și că sunt multe scene de o actualitate nedorită, cum să spun. Nichita e un refugiat, nu? Familia lui e fugită din proaspăta URSS, a trăit în Ploiești bombardat, știe ce înseamnă teama asta permanentă, știe ce înseamnă să ai rude moarte, are contactul ăsta, știe ce înseamnă niște soldați răniți, deci are cumva un contact fizic cu moartea. Care cred că a lucrat, poezia lui e plină de soldați, nu e nicio întâmplare. Situațiile astea de criză dau literatură, te duc înspre literatură, chiar dacă te și blochează. Așa am trăit, un blocaj și de lectură și de scris, măcar o lună și ceva, și în continuare o stare de stupefacție. M-a marcat, sunt foarte tulburată și nu pot să mă desprind de știri. Nu pot să mă echilibrez. Nu mi se pare, nu-mi vine să cred ce văd sub ochii întregii lumi. Un popor este distrus, este omorât, este redus la o suferință cumplită. Nu-mi vine să cred și nu pot să fac abstracție, oricât aș vrea. Dar e bine că reacționăm la rău, înseamnă că nu-l mai acceptăm, că n-ar mai trebui să facă parte din lumea noastră. Poate e pentru prima oară când am simțit că literatura se face mică în perioada asta, dar în același timp mi-am dat seama că poate fi importantă, că poate trezi conștiințe. Că niște oameni care sunt buni cititori nu se mai lasă modelați, duși cu preșul, manipulați și nu mai acceptă oroare. Poetul, ca și soldatul, crede în victorie și libertate, iar credința asta îl poate costa chiar viața. Un soldat își pune trupul acolo pentru o cauză. Nichita credea că și pentru poezie trebuie să spui trupul acolo. Și mă rog, să accepți orice. Există niște boli profesionale. Un soldat moare de glonț, un poet moare de sine însuși. Uite, vezi că eu acum trebuie să-ți spun ție două vorbe și sunt incapabilă să le leg cursiv, pentru că se uită
camera la mine, dar cât la întâlnirea cu publicul am putut face abstracție și am reușit să fiu mai relaxată puțin și după cum spui, înseamnă că am convins și asta mă bucură foarte mult. Vin într-adevăr rar, ies rar în lume, în ultimul timp ies și mai rar, motiv pentru care mi-e greu să vorbesc în public. Acum depinde de condiții, depinde de condiții. Mă bucur mult că mi-ai zis că ți-a plăcut ce am zis. Asta înseamnă că actorii spun că ai trecut rampa. Înseamnă că am trecut rampa, am trecut dincolo de ecran. O dublă lansare de carte, ocazie cu care am aflat că poezia adevărată e întotdeauna pe viață și pe moarte. Dialogul sincer dintre cei doi autori a cucerit un public, poeta delicată și luminoasă, criticul impetuos, doi autori și o prietenie intelectuală în numele poeziei care străbate istoria. Din nou emoționată, Mariana Codruț, cum spuneam, un monument de demnitate și de talent, un caracter și o modestie excepțională. Îți citesc ceva. Martor îndepărtat al durerii lor, eu nu o simt în totul, pot doar cu un efort de foință să-mi potolesc bătăile pulsului. Nici deznădejdea ce-i sugrumă când fug să-și pune la adăpost pruncii rămași vii, fără să știe de-i vor mai săruta vreodată, nu o cunosc până la capăt. Pot doar să-mi închipui cum le sângere inima. Dar vai, distanța dintre închipuit și trăit. Distanța dintre imaginat și trăit, un poem Mariana Codruț, proaspăt nou, publicat în revista Timpul, iarăși o revistă importantă, nouă, proaspătă mereu. Ai de citit din ea de la un capăt la altul. Bogdan Crețu, director. Revista Timpul, pe copertă, ultimul număr îl are pe Ștefan Câlțea. Ne-am văzut și la expoziție. Da, da. Se întâmplă multe în oraș și uneori nici nu putem cuprinde. Adică o emisiune e posibil să fie nevoită să aleagă pentru un desfășurător, realizatorul să fie nevoit să aleagă să... Se întâmplă multe în oraș și asta este bine, pentru că anii de pandemie, într-un fel sau altul, au ținut oamenii deoparte și atunci fiecare eveniment public e ca o simfonie, ca o sărbătoare. Bogdan Crețu, Nichita, poetul ca și soldatul, e o carte care mi-a plăcut foarte mult. De fapt, după primele 5 pagini am vrut să-l sun pe Bogdan Crețu și să-i spun: Bogdan, îmi veneam să-ți ard cartea, pentru că primele pagini descriu durerile dimineții poetului lui Nichita, de la durerea cervicală la picioarele umflate pe care actuala soție îi le spală într-un gest care aduce, da, cu spălarea picioarelor lui Isus. În același timp, ușa care n-avea cheie și ajunsese să n-aibă nici clanță pentru că nu se închidea niciodată. Băutura ascunsă în servanta de la pat, iubirile lui Nichita, treci practic prin copilăria lui, tinerețea lui, durerea lui, boala lui și te întrebi de ce îi lasă pe ceilalți să muște din el. Pentru că poetul e doar o pată de sânge care vorbește, nu? Și să mori e dificil, iar n-o să fac un rezumat, dar finalul este ca o prăjitură pe care o devorezi. Deci, da, sunt cărți care merită citite. De fapt, toate cărțile merită citite. Cărțile trebuie citite dacă vrem să știm să vorbim românește până la capăt. Și filmele trebuie văzute. Da. Știi, Mungiu a făcut un remene și la Iași. Adică tocmai a venit... N-am apucat să-l văd. Dar știu că ai făcut un interviu, da, cu Mungiu. Și cum ți s-a părut după mai mulți ani în care ne reîntâlnim cu... regizorul plecat de la Iași, elev la Liceul Eminescu? Tot mai distilat. Începe să surprinde practic esențele. Îi place să provoace.
îi place să provoace nu numai cinefilii din România, îi place să provoace la nivel internațional și reușește. Spune că trebuie să intrăm la filmele lui fără prejudecăți, pentru că i-am spus, după ce am citit atâtea, am văzut atâtea despre întâmplările reale de la care ați pornit, în ce notă să văd filmul? Să-l văd ca pe un documentar? Să-l văd... Pleacă de la faptul de viață, de la faptul jurnalistic, cel care ne frapează și pe noi, fie că facem sau nu această meserie, dacă ești doar un spectator. E doar un film. Privește-l ca un film. Un film la care poți să râzi, poți să plângi. E doar un film. E o creație. Ei, hai să vedem creația Ancăi Medeleanu într-un interviu, un reportaj de la gala de la Iași, premiera filmului Remene la Ateneul Național din Tătăraș. Prezent la ambele proiecții de gale ale filmului Remene, ieșanul Cristian Mungiu a fost primit cu emoție și bucurie acasă, după ce luna trecută pășea pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Cannes. Mă bucur de fiecare dată când ajung aici să prezint filmul, întotdeauna îl prezint și la Iași. E așa secvențial. Îmi văd colegii în ritmul în care fac eu filmul la 5 ani odată, mai înțeleg ce s-a mai întâmplat. Și avem așa un raport special, n-am cum să nu-l am. Urmăresc și starea cinematografelor, să văd ce s-a mai schimbat. Aștept să mai apară lucruri. Anul ăsta am sărbat 20 de ani de când merg la Cannes. Cum să zic, mă simt ca peștele în apă. Mă simt extraordinar acolo. Pentru cine știe, raiul pe pământ. Nu știu cum să vă spun. Și de ce? Pentru că pentru 10 zile ai sentimentul ăsta că cel mai important loc din lume e cinemaul. Sigur că nu e, dar pentru un filmmaker e foarte important că măcar din când în când e paradisul cineaștilor. Adică ce se întâmplă? Îți prezinți filmul într-un loc în care e o sală așa cum e asta de aici, de 10 ori mai mare sau 2000 de locuri, în care se vede, se aude minunat și în care oamenii încep să aplaude de la genericul de început, aplaudă logo-urile celor care au făcut filmul din respect și într-o anume așteptare. La sfârșit, totdeauna noi suntem foarte aplaudați și încerc să le zic actorilor că e minunat că suntem aplaudați, dar trebuie să știm că de regulă dacă filmul e măcar ok, aplauzele alea vin în orice caz, pentru că oamenii aplaudă că a început acolo, e un eveniment formidabil. Prin noul său film, regizorul pătrunde în lumea unui mic sat din Transilvania pentru a analiza originea violenței și a xenofobiei. Am intrat de acasă și n-ai decis să mai fie frică. Povestea inspirată dintr-un eveniment din 2020, când localnicii din satul Ditrău i-au forțat să plece pe muncitorii din Sri Lanka veniți să lucreze la o brutărie locală. Ce te provoacă filmul este să asiști public la un discurs pe care tu îl știi ca fiind cel mult din sufrageria ta, dar de regulă doar din capul tău, și nu ești obișnuit să-l auzi din gura altcuiva zis în public, nici măcar într-un film. Și reacția celor care văd filmul seamănă cu reacția celor din film și anume, într-o măsură sunt sincer, dar într-o altă măsură nu pot fi sincer nici măcar când sunt îndemnat să fie sincer. Să-mi spuneți cum a fost primit la Ditrău, pentru că filmul este inspirat de o situație reală. Am prezentat filmul în sala în care s-au întâmplat acele evenimente și cu toate astea a fost o atmosferă foarte civilizată, un schimb de idei plecând de la film foarte civilizat. Și de ce? În primul rând, oamenii au înțeles de ce eram eu acolo și ce venisem eu să le spun, și anume că nu este vorba despre ei. Și să faci un film inspirat de un incident real nu înseamnă că spui adevărul despre ce s-a întâmplat acolo. Eu nu folosesc numele satului, nu folosesc numele lor și nici măcar nu îi judec pe ei în vreun fel. Oamenii au fost doar mai sinceri decât alții. Dacă e să fim cinstiți, n-au făcut decât să dea glas unui curent de opinie care gândește în acest fel. Deci să nu ne credem mai grozavi și mai breji decât au fost ei, că nu e cazul. Și au înțeles asta și mai mult decât atât. Au înțeles că punând lucrurile alea pe ecran, le este și lor mai simplu să se raporteze la ele și au verbalizat acest lucru destul de conceptual. Că le e mai ușor să treacă și să închidă această rană, având distanța și văzând că lucrurile alea când le vezi spuse public sună altfel decât când le spui. Zi-mi toată ce ai văzut.
poveste pentru care a fost aplaudat la Cannes și așteptat cu interes în orașul natal. După vizionarea filmului, regizorul a răspuns și la o serie de întrebări venite din partea publicului. Reacțiile pozitive n-au întârziat să apară. E un film foarte bine construit, pe o temă relevantă, o sinteză bine făcută, limpezește, deslușește câteva lucruri foarte bine Cristian Mungiu și le pune bine în gura personajelor sintetizat și deși o temă gravă, complexă, complicată, spuneți-i cum vreți, reușește să aibă și umor. Eu unul chiar am izbucnit în câteva ori, deși bine, nu asta era neapărat miza filmului, dar în scena cea mai tensionată și scena cea mai lungă o face suportabilă și o face cumva pasabilă spre public tocmai cu ajutorul umorului. Filmul mi s-a părut așa ca un subtitlu, Cronica unui viitor sumbru. M-am gândit la RMN, acum am aflat că RMN au căpătat români, maghiari, nemți, eu m-am gândit chiar ca la un RMN unde o parte a societății noastre este opacă, dar o parte a ființei noastre este opacă sau nu știu, s-a cicatrizat, s-a opacizat și nu mai vedem problemele din jur. Ne prezentăm cealaltă parte, că suntem umani, că suntem frumoși, că înțelegem pe toți, dar de fapt nu suntem chiar așa cum am vrea noi să părem că suntem. Apoi, cum am spus, mie mi s-a părut ca o ședință de acupunctură pe corpul bătrânei Europe. Deci filmul este făcut în România, este după un caz din Vitrău, dar Europa toată este atinsă acolo. Foarte complex, foarte natural, dialogurile incredibil de naturale și l-am așteptat mult după ce am văzut toate conferințele de presă de la Cannes. Luna aceasta, lungmetrajul a intrat în cinematografe în România. Vor avea loc proiecții speciale în prezența echipei în diferite orașe din țară. Principiul de funcționare al unui aparat RMN se bazează pe conținutul corpului uman de 70% apă, ce conține protoni de hidrogen cu o rotație asimetrică prin corpul uman. Complicat, nu? Absolut deloc complicat. Așa. Pentru că... Adică ascunsul ăsta asimetric, da, din fiecare... Oana... E foarte simplu. Cristian Mungiu simte subiectele pentru puternice pentru filmele lui, având în același timp norocul de a le finaliza într-un context favorabil și lor. Universal, pe de altă și parte. Universal. Și le developează în acest fel pe înțelesul. Adică de câte ori n-am dincolo auzit de cuvinte. Hai mai lăsați-mă cu refugiații din Ucraina, că avem și ai noi orfanii și bătrânii noștri. Da? Dar o spune cineva, inclusiv de la, să spunem, oameni din diferite clase sociale. De câte ori n-am primit pe telefon de la medici clipuri care îți spuneau că vezi că ai să mor dacă te-ai vaccinat împotriva COVID. Deci asta e lumea în care trăim. Să scoatem, să cenzurăm pe aripile vântului pentru că acolo, afroamericanii da. Sunt într-o... postură, îi scoatem și de pe pachetele de cafea. Da. Statui, nu mai ascultăm pe Tchaikovsky pentru că e rus, nu? Statui ce facem? Dărâmate. Da, iar să spunem toate lucrurile astea poți să le faci să dispară în timpul unui film pentru că oamenii au nevoie de povești. Când nu știau să citească, poveștile s-au pictat pe pereții bisericilor. Sau le rosteau aezi în piața publică, nu? Le cântau... O mamă acei... analfabetă tot inventează o poveste, da? Și să ne aducem aminte de celebra replică a lui Caranfil, mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană, fii profesionist, ce dracu. Deci, și asta mai arată ceva, arată că noi avem un filon pe de altă parte foarte bun, creativ. E wow, adică se fac filme premiate, se scriu și cărți, sunt, se traduc și ai mai spus cărți. Ceva, Mungiu e internațional, de altfel toată cinematografia ultimilor 30 de ani are un bun răspuns în Europa aceasta sfâșiată, cum spunea să doamna din de, reportaj. Și de Babardeală cu Bucluc, da? Adică
Și lista continuă. Toate filmele astea, trebuie să-ți spun, și câteva filme Porumboiu și filmele lui Mungiu, au fost săptămâna trecută, am un reportaj foarte proaspăt din inima Europei, 70 de kilometri de Paris, nu e deloc întâmplătoare, nici asemănarea, nici de voce, nici de nume. Raluca Lazăr mi-a făcut un cadou, a fost acolo și a vorbit despre filmul românesc. Vedem reportajul filmat cu telefonul, abia montat aștept, cu telefonul. Abia aștept. Hai să vezi. Hai să vedem. Mulți dintre noi spunem cinema atunci când vorbim despre modul în care ne petrecem timpul liber. Asta înseamnă, de multe ori, că ne uităm la un film. Dar uităm că termenul cinema desemnează, în primul rând, locul geografic în care iubitorii de film se adună pentru a împărți o pasiune comună. Cuvântul cheie este împreună. Este ceea ce i-a animat pe entuziaștii membri ai asociației Lecrame de la Bobin, într-o încercare de traducere ar fi cei care literalmente ard de dorul filmului să se reunească în asociație. Se întâmplă la Montargis, un orășel de 70.000 de locuitori, situat la o oră de tren la sud de Paris, în regiunea Centre-Val-de-Loire. Asociația are de 12 ani încoace ambiția să promoveze filmul de autor. Membrii săi se reunesc săptămânal pentru proiecții de filme, franceze sau europene, prezentate în original, urmate de discuții serioase și uneori de întâlniri cu realizatori. Am avut plăcerea și onoarea să particip în acest context pentru a anima dezbaterile din jurul filmelor la un mini-festival de film românesc organizat deci de arzătorii cinefili de la Montargis. Două filme de Porumboiu, unul de Radu Jude, incontornabilul Sierra Nevada al lui Cristi Puiu și pictorala producție Dincolo de dealuri de Cristian Mungiu ne-au ocupat zilele și mai ales seriile de cinema din ultimul weekend, până noaptea târziu, atunci când gardianul cinematografului ne-a rugat totuși să plecăm. De unde acest nume atât de original? Cei care ard pentru film, pentru peliculă? Acest nume a fost inventat de cineva foarte celebru din Montargis, Roland Duval, care era scriitor, profesor de literatură la liceul din oraș, dar și scenarist. El a semnat scenarii pentru regizorul Pascal Thomas, care și el era originar tot din Montargis. Am adoptat rapid acest nume inventat de el, Lecrame de la Bobin, pentru că ni s-a părut simpatic și marcant. Scopul asociației este deci promovarea filmului. Sigur că da, promovarea filmului de autor, de artă, a filmului experimental și nu doar a celui francez. În fiecare lună avem o adunare în care alegem programul pentru luna viitoare. Un film francez, unul străin, un film revelație și un film premiat, eventual un documentar. De cele mai multe ori, filmele sunt prezentate de persoane specializate într-un anumit domeniu. Și în weekend? Ei bine, asta este ceea ce noi numim weekend din lumea întreagă, iar acesta e al doilea pe care îl organizăm. Am mai avut unul consacrat filmului corean și în fiecare an, în octombrie, un weekend devenit deja foarte cunoscut, consacrat filmului italian. Și să nu uităm, în fiecare primăvară, un weekend tineri realizatori, care pentru mine este cel mai important. Facem tot posibilul să invităm aici realizatori aflați la primul film și apoi să ținem legătura cu ei, să aflăm cum evoluează. Aici e un fel de botez al publicului. Cristian Mungiu va vedea poate acest scurt interviu cu dumneavoastră, va afla că i-am văzut filmul împreună, că l-am discutat, că Dincolo de dealuri a fost apreciat și aici, la Montargis. Aveți vreo întrebare sau vreo curiozitate în legătură cu felul lui de a lucra? Aveți un mesaj pentru Cristian Mungiu? Deja am dorit să-i spunem că îl admirăm foarte mult. Este în mod cert un mare realizator, dar asta cred că o știe și el. Noi am ascultat, pregătind acest weekend, un interviu de-al lui Cristian Mungiu pe France Culture și am dedus de aici că are un fel de a lucra extrem de interesant. Cred că nu e un personaj foarte comod și că nu e ușor de lucrat cu el. Anumite scene, anumite planuri sunt repetate un număr infinit de ori pentru a atinge performanța și perfecțiunea dorită. Ne plac
fără îndoială și alți realizatori români, dar cred că forța lui Mungiu constă în a ataca subiecte politice, dar totul cu o extremă finețe. Își aduce publicul cu blândețe să înțeleagă anumite mecanisme ale societății, anumite fenomene, fără a da verdicte. De exemplu, influența religiei asupra societății, în După dealuri, este foarte fin atunci când lucrează pe asemenea subiecte, mereu cu o mare preocupare pentru estetic. Noi am cerut pentru acest weekend și noul său film, Eremen, dar acesta nu a ieșit încă pe ecranele franceze și, din păcate, nu am putut să beneficiem de o proiecție în avantpremieră. Ne-am fi dorit foarte mult. Dar cineva din asociație care se implică în selecționarea filmelor ne spune că pentru ea Mungiu face parte din cei mari și că am putea, poate, peste 2 ani, să-i consacrăm doar lui un moment din seria Mari Realizatori. Facem acest lucru în fiecare an, odată selectăm un autor francez, în anul următor un autor străin, iar Mungiu face parte din candidații ideali, din acei regizori care merită ei singuri să aibă parte de o retrospectivă. Deci, avem tot timpul. Montargii, lecrame de la bobin, cei care ard pentru film. Uite, vezi, acolo ecourile războiului sunt un pic mai atenuate. Oamenii asta trăiesc cu cărți, cu filme și foarte informați în ce privește prezentul cinematografic, dacă vrei. Bun, eu cred că fiecare, indiferent de colțul în care se află, resimte războiul, pentru că vezi acele imagini. Contează și cum reacționezi și cât de mult te lași afectat. Asta e o opțiune personală sau ține, să spunem, de gena unei anumite populații. Dar eu cred că nici noi nu suntem chiar atât de încrâncenați sau n-ar trebui să fim, pentru că se întâmplă lucruri frumoase și la noi și destul de multe în ultima perioadă. Montargii, am primit și un fel de videoprezentare, am primit o mică prezentare despre oraș, un fost oraș industrial la 70 de kilometri de Paris, care a devenit cochet și un loc, ai văzut cât e de frumos, dorit de cei care reușesc să facă naveta Paris-Montargii, mai ales că există această deschidere culturală în acel mic orășel, unde ai văzut lumea e preocupată de cinematografia românească și de Mungiu și știu același lucru, că trebuie mers la cinema, trebuie să ne cumpărăm biletul, cum spune și Mungiu într-un interviu, pentru că altfel vezi un film la cinema împreună, în înțelesul de împreună, și altfel pe canapea, unde mai trimiți și câteva mesaje între timp. Bun, actul de cultură presupune de la a cumpăra biletul până la a-ți alege hainele, a merge, a socializa, a sta împreună cu alți oameni și a le vedea reacțiile. În general, prefer să văd filmele nu la premieră, unde merg, să spunem, cei interesați, merg jurnaliști, scriitori, la Bohème de la Iași, dar e interesant să vezi reacțiile oamenilor obișnuiți, a tinerilor, cât rezistă în sală, dacă rezistă, dacă le place filmul sau ies din sală. Mi-amintesc că atunci când a fost premiera filmului lui Mel Gibson, Isus, toată lumea intrase cu popcorn. Ei, după 6 minute nu mai mânca nimeni. Deci e interesant să vezi reacțiile oamenilor obișnuiți și da, și în interviul meu, Cristian Mungiu mi-a spus, dacă ați observat, eu nu judec în filmele mele. Nu dau verdicte. Frumusețea stă în ochii privitorului, iar verdictul în mâinile noastre, a celor care ne uităm la film sau citim o carte. Fără verdicte suntem și noi, la urma urmei, de aceea, atenți la lumea din jur, încercăm să prindem de peste tot filonul adevărului. Mulțumesc, Raluca, jurnalist de radio, jurnalist de televiziune, și vezi, morbul ăsta acum continuă, ăsta nu moare niciodată, că atunci când vezi ceva, vrei să rostești mai departe, vrei să împărtășești. Și mai e ceva, cred că ține de noi să fim, ai spus că orășel, oameni calmi, care au... Ține da, și un de noi. Soi de aristocrație de asta, de bienetră. Ține și de noi, de la, nu știu, văzusem imagini cu, într-un cartier din Marea Britanie,
într-un oraș, nu știu dacă exact, Londra, au făcut o petrecere și atunci au pus mașinile și au blocat două străzi spunând că e petrecere. Asta da, pentru vedem și la ore. Noi, dar nu chiar. Dar foarte frumos, altfel. Deci ține de noi să, oricum Iașul are o aromă unică, întâlnești istoria, întâlnești cultura la fiecare, la fiecare colț de stradă. Vreau să-i rog pe prietenii noștri să nu ocolească librăriile, să nu ocolească salele de cinematograf. Suntem privilegiați la Iași, chiar mai avem cinematograful, nu doar multiplexul. Da? L-avem pe cel din Ateneul Național Tătăraș, să cumpere o revistă pe hârtie, o carte iarăși pe hârtie. Poate să o citească și... Și să intre în salele de expoziții. Am câteva adrese. Cartea poate fi citită și pe suport electronic. Important este să o citești. Poți să o asculți și în mașină, da. Da, pentru că e și varianta audio în cazul multor cărți. Important este să-ți placă, să te facă să te relaxezi, pentru că nu poți vedea tot timpul filme de autor. Mai ai nevoie să și râzi. Comediile au un impact important în viața noastră, iar Palatul Culturii te așteaptă cu expoziții, sunt galerii acum, până particulare. Pe 10 iulie îl avem în continuare, îl vedem aici, îl avem pe Ștefan Câlțea cu obiectele restaurării. La galeriile Dana, să știi, există o expoziție Valentina Druțu cu un pas înaintea tuturor, o altă Valentina Druțu. Care te relaxează, e veselă, e colorată, te provoacă. Și încă ceva, nu costă mult și merită. Adică nu costă nimic să intri într-o galerie de artă. Nu? Vedeam un sondaj la ce renunță România acum, că e greu, e inflație, păi nu mai mergem la mall și nu mai ieșim la restaurant. Dar putem merge la o expoziție și putem cumpăra o carte. În fost și la urmă urmei, nu fac comparația cu un meniu, că nu se face. Nu facem niciodată comparația asta. Aveam în minte ceva ce a spus academicianul Eugen Simion despre seria Patrimoniu, seria Academiei. De multe ori zice, știi, la doctor sau când e ziua cuiva, de câte ori ai dus o ediție completă, nu știu, Arghezi, Eminescu, Nichita Stănescu, că tot am vorbit de el, știi? Mariana Codruț, de câte ori ai oferit o carte de poezie la ziua cuiva? Noi, poate că noi. Cărți am oferit, dar ediții complete, chiar dacă le-am cumpărat pentru a le face cadou, mi le-am oprit mie. Așa. Ediții complete, editura Polirom, Nicu Steinhard, Nicolae Steinhard, ediția completă de autor, un reportaj de Andreea Știliuc. Și ne întoarcem și vorbim. Integrala N. Steinhardt aduce în prim plan una dintre cele mai importante figuri din cultura română. În 22 de volume, proiectul recuperează opera unei personalități complexe, polifonice. Este o ediție științifică. Volume din opera lui Steinhardt au apărut, evident, și înainte de această ediție, doar că au fost volume publicate la edituri diferite, volume disparate, deci care, logic, de fapt, n-au intrat într-un proiect unitar. Este o ediție care restituie complexul, personalitatea complexă, polifonică a lui Nicolae Steinhardt. Începând cu volumul de debut care ne oferă imaginea tânărului parodist Steinhardt, apoi cu autorul de volume de filozofie identitară, publicate împreună cu prietenul său Emanuel Neumann, eseu despre concepție catolică a iudaismului și rudicii realități evreiești, apoi juristul Steinhardt, filozoful politic, apoi eseistul literar Steinhardt, aici sunt cele mai multe volume. Colecția îl pune în valoare și pe memorialistul, teologul, romancierul Steinhardt. Ultimele două volume care încheie seria de autor includ bogata sa corespondență. Actualul episcop de Maramureș, preasfințitul Iustin, care pe atunci era președintele fundației Steinhardt, spus că trebuie să apară opera Părintele Nicolae unitară și să apară la o editură de prestigiu. Eu cred că este un proiect unic, cel puțin după anul 1989. E vorba de 20 de volume, 22 de volume mai exact.
Pentru cultura română, aducerea lor împreună într-o serie de autori vine să pună în valoare imaginea uneia din cele mai enigmatice, dacă vreți, dar și importante figuri din cultura română, lui Ernst Steinhardt. Pentru editura a fost o încercare destul de complicată, nu vreau să intru în detalii profesionale, am avut însă întotdeauna în jurul nostru un colectiv de profesioniști și sprijinul total al celor de la Mănăstirea Rohia, care sunt deținătorii și a drepturilor și a unor multor manuscrise al lui Ernst Steinhardt. Volumele de la urmă au fost complicate pentru că un volum de corespondență sau de articole risipite prin presă se face destul de greu și în timp, motiv pentru care a și durat acest proiect. Mie personal ce pot să spun decât că am avut cândva noroc în anul 2000 să ajungă la noi niște scrisori inedite a lui Eminescu, ceea ce este o șansă unică pentru editor. Și iată, n-a fost și ultima, pentru că este o mare satisfacție să încheie asemenea proiect. Nicolae Steinhardt s-a născut la București în 1912. Intelectual de elită, este cunoscut și prin refuzul său de a colabora cu regimul comunist. În 1960 a fost anchetat, apoi condamnat în lotul Noi Capilat la 12 ani de muncă silnică. A trecut prin închisorile Jilava, Gherla și Aiud. Eliberat în 1964, a revenit după câțiva ani în lumea literară prin traduceri, medalioane, cronici. În 1972 a terminat prima versiune a capodoperei sale, Jurnalul Fericirii. În ultimii ani de viață a ales calea monahală. Mesajul moral al operei sale este unul care presupune o etică a iertării, care implică o etică a iertării. Lucru de neînțeles, pentru că oamenii cad mult mai ușor pradă instinctelor vindicative, da, răzbunării. Ori Steinhardt spunea mereu că acesta e un stadiu primitiv pe scara evoluției spirituale a umanității. Intelectual de origine evrească, a trecut la ortodoxie dintr-un instinct al asimilării. El repetă mereu lucrul ăsta, da? Nu e vorba despre o schimbare, o mutație în personalitatea lui, ci de o consecvență cu sine, de o asumare a etosului burghez și a bunului simț, a căii de mijloc, pentru că toate eseurile sale pledează pentru toleranță, pentru înțelegerea celor care sunt altfel decât noi. De la apologia lui Socrate până la fragmentele din Jurnalul Fericirii despre boieria lui Isus, Steinhardt vorbește mereu despre toleranță, ca expresie a procesului civilizării. Da? Ne-am civilizat pentru că am devenit toleranți, am încercat să înțelegem pe ceilalți și prin ei pe noi înșine. Un titlu emblematic al cărții sale, care poate fi considerat o artă poetică, nu? Se numește Prin alții spre sine. Sunt convins că este o mare bucurie pentru părintele Nicolae. Eu când l-am cunoscut în 1985, eram la seminar la Cluj, l-am ajutat la Rohia, îl ajutam vara să finalizeze fișarea bibliotecii de acolo și era pentru el o deosebită bucurie atunci când vedea o lucrare dusă până la capăt. Cred că e o bucurie și pentru cei care îl citesc mult. Știm bine, se citește foarte mult Jurnalul Fericirii, Dorin Vedobândii, dar și altele dintre lucrările lui, cele mai importante fiind acestea două. Pentru teologie este o reușită, fiindcă Părintele Nicolae a reușit pur și simplu să îmbibe credința de cultură și cultura de credință. Nu putea să facă cineva acest lucru decât cel care ședea foarte bine și în cultură și și în înțelegerea credinței. A înțeles altfel credința decât noi, a înțeles-o curajos și mărturisitor și făcea acest lucru fără doar și poate de fiecare când avea ocazia. E un eveniment acesta deosebit și mă bucur tare mult că suntem din nou la Iași și că reușim efectiv să ne bucurăm împreună de ceea ce s-a întâmplat. Dumneavoastră, ce ați înțeles diferit sau cum ați început să priviți diferit poate ceva după ce l-ați cunoscut? Am înțeles că actul de credință e un act de curaj și că e nevoie să îndrăznești nu în a crede altfel, dar în a formula altfel actul de credință, atât pentru omul de cultură, cât și pentru omul simplu. El reușea acest lucru. Am învățat să iubesc cartea, m-a certat de nenumărate ori pentru faptul că nu foloseam cum trebuie o carte, dar în același timp m-am bucurat că am putut să îl cunosc și că, mai ales la vârsta aceea, m-a format într-un fel despre care abia mai târziu mi-am dat seama, mult mai târziu, și
am mai învățat încă ceva. În ciuda culturii pe care o ai sau a științei pe care o ai, să nu fii opulent, să te cobori la cel cu care vorbești sau la cel pe care l-ai în fața ta. El reușea să facă asta. De la întâlnirea cu academicianul până la întâlnirea cu credinciosul simplu și foarte simplu din Rohia. Reinhard nu cobora, îi ridica, este opinia mea și cred că așa și-ar fi corectat ucenicul și Steinhardt. E, bun, n-am luat încă integrala, ca să spun așa, dar e mai actual ca oricând, adică chiar e cool. Poți să regăsești moravuri din zilele noastre, înveți foarte multe lucruri din cărți necitite de tine, dar citite de el. Îți dă o lacrimă, te face să râzi. Te face să îndrăznești, Violeta. Are în scenele dure din celula descrise din Jurnalul Fericirii, închisorii, are umor, are putere și te face să iubești divinitatea, pentru că divinitatea e în tine. În tine. N-a plecat nicăieri. Doar tu n-o vezi. Pentru că... De asta spuneam. E despre îndrăzneală, e despre curaj, e despre frumusețea din noi și din dușmanul despre tău. Oameni, e despre oameni buni, oameni care îți fac rău. E un remene, Violeta Cincu. E un alt fel de a face remeneul existenței tale și a lumii în care existi. Da. Să zicem. Da. Să zicem că e un remene care nu te iradiază. E un remene care îți oferă raze de soare, care îți oferă speranțe. Ca de altfel, întregul act de cultură. Mizeria și nedreptatea și suferința și nerăbdarea de a am prețuit lumina fără întuneric. Fiecare om e unic în felul său și cred că, nu știu, uneori mă gândesc dacă act de cultură e acel designer care reușește să facă o vitrină frumoasă încât să te oprești, să o privești și să pleci mai încărcat. Sau o vitrină dintr-o librărie, să te facă să te oprești și să visezi la cartea pe care încă n-ai citit-o. Da. Dar librăriile sunt în sine un magnet. Dar da, trebuie să știi să vinzi și cultura, da? Așa cum, într-un fel sau altul, trebuie să-i fii agent de marketing și lui Dumnezeu. Iar Steinhardt, celor care nu-l aveau pe Dumnezeu în inimă, cred că a reușit să-l... Știi că unul din volumele acestei integrale se numește Ispita lecturii. Și pune acolo cuvântul ispită. Ispită. Și patimă în foarte multe ocazii. Da. Inspirat. Toate se plătesc cumva. Niciuna nu rămâne fără plată. Niciuna din aceste excese, dacă vrei, deși ăsta este, cum se cheamă, cititul, e singurul viciu nepedepsit cu care, da, putem să trecem dincolo liniștiți. Știi ce-i păcat? Că nu prea rămâne nimic. Adică nu rămâne nimic din ce știi tu, nimic din ce știu eu. Nu știu unde dispare. Dar sigur. Eu cred că rămâne, pentru că... Păi nu că n-am timp să spun tot ce vreau să-ți spun, tot ce știu, nici tu mie, nici eu ție. Asta mă... Dar nici nu trebuie. A, nici nu trebuie. Nu trebuie. De altfel, da, Nicolae Steinhardt ne-ar fi spus că da, nici nu trebuie. Uneori să taci spune mai multe decât să vorbești. Uneori nu trebuie să spui totul. Cred că trebuie să lăsăm viața să curgă zâmbind și bucurându-ne de ea, de cărți, de televiziune, de emisiuni, de tăcere, de zgomot. Mulțumesc, Violeta Cincu, cu Ci de la cititoarea mea dragă. Să lăsăm viața să curgă între radio, televiziune, cărțile noastre, expozițiile la care ne apucăm să ajungem, și visele, rețete. Filmele. Și rețete. Și numai bine. Vă mulțumesc tare mult, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc.